Salutare, dragii mei, și Hristos a înviat. Este, cred că, primul sau al doilea, nu mai știu, al doilea videoclip după Paște, dar tutorialul cu pulăvărașul l-am filmat înainte. De aceea n-am apucat încă să vorbesc cu voi, practic, după Paște. Sper că ați avut niște sărbători liniștite alături de cei dragi, că v-ați bucurat de puțin timp liber și pentru voi, mai ales că a fost și vremea destul de frumoasă, cel puțin în București. Dragii mei, ca de obicei, avem vlog, da? Avem vlogul de vineri, în care tricotăm rochița, Little Black Dress. Ca să știți ce urmează în episodul de astăzi, o să vă arăt un model. În primul rând, o să vă arăt un model de tricotat potrivit pentru bluzițe de vară sau pentru alte articole, nu neapărat bluzițe, alte articole pentru vara asta, și acest model să-l folosim și la rochița noastră. Da? În partea de sus, știți că am vorbit noi că din momentul în care ajungem la sub braț, o să începem să tricotăm cu alt model. Acum noi avem 1:1, da? Elastic 1:1 la rochiță. De asemenea, același model o să-l folosim și la mâine. Deci asta ar fi prima pe listă. Al doilea punct de pe lista mea este să vă mai arăt rochița la care lucrez eu. Eu fac din Alize Diva. De ce m-am apucat de ea? Pentru că eu ajunsesem deja cu rochia la sub braț, având în vedere că am avut cele 2 săptămâni în care nu ne-am văzut. Eu am avut destul de mult spor la rochiță și m-am apucat de alta. Știți ce s-a întâmplat? Mi-am dat seama că am intrat într-o fază din aia în care cumpăr multe fire. Și uitându-mă așa prin cutiile mele cu fire, mi-am dat seama că am destul de multe fire Alize Diva. Și dacă tot vorbim în paralel de cele 2 fire, am zis hai să mă apuc și să fac și o rochiță din Alize Diva, dar asta o să vă arăt mai târziu. În altă ordine de idei, o să facem astăzi răscruiala de la mâineci, da? Sau mai bine zis, partea de sus a rochiței. Eu am tricotat, după cum vă spuneam, deja până la sub braț. Nu pot să o desfac, dar am 80 de centimetri. Sunt la al patrulea ghem, cam atâta mai am din al patrulea ghem. Am în total 5 geme și din ce îmi dau eu seama, cu siguranță nu cred că o să-mi ajungă, dar o să vedem, pentru că m-am hotărât totuși să fac această rochiță cu mâneca 3 sferturi și nu mânecă lungă. De ce? Pentru că eu de obicei peste rochițe primăvara port sacouri sau gecuță și atunci este mai ușor dacă am la roche mânecă 3 sferturi. Asta odată. Și o să vedem atunci, în funcție de câte fire consum, dacă mai comand un ghem de rapido sau nu. Dar aici mai am o idee, de fapt, care mi-a venit în urma filmulețului anterior. Să-mi fac totuși și o fustă tricotată sau croșetată, tot din iarna rapido. Dar... nu, dar și din această cauză am să comand, cred că, încă un box, adică 5 geme, ca să-mi ajungă și la rochiță și să-mi rămână și pentru fustă. Am mai găsit un model foarte mișto de fustă pe Pinterest, făcut cu croșeta. Poate, cred că o să vă postez eu pe Facebook poza cu acea fustă pe care am găsit-o și îmi place super, super mult. Și m-am gândit eu că am să o fac, dar încă nu m-am hotărât din ce fire, pentru că eu în cămara mea am găsit și niște Flavia, am găsit și niște romană și mai am niște macrame alb. O să vedem. Ori îl fac, încă ne gândim. Dar haideți că am lungit introducerea asta până la ploiești și înapoi.
să vă arăt acum ce model am ales eu pentru partea de sus a rochiței. Eu întotdeauna, vedeți, fac așa, ăsta este un fir aproximativ de aceeași grosime cu iarna artă Rapido. Și am testat aici mai multe variante și am ajuns până la urmă la asta, care îmi place cel mai mult. De ce îmi place asta? Pentru că eu am vrut ca partea de sus să arate, să fie foarte găurită, da? Și atunci asta mi se pare cea mai potrivită. Astea de jos sunt tot în același stil, doar că mai sunt făcute niște rânduri pe față și pe dos între jeteuri. Dar o să vă arăt eu imediat cum se face modelul ăsta. Dacă voi preferați să faceți altceva în partea de sus, este alegerea voastră. Nu, eu nu pot să oblig pe nimeni, eu doar vă dau niște indicații de tricotare și vă arăt niște modele și trucuri pe care le folosesc eu, dar fiecare este liber să își aleagă modelele, da? Dar ăsta este un model, se execută foarte simplu, știți? Și n-am vrut să mă complic foarte mult, având în vedere durata de execuție a acestei rochii, da? Firul este subțire, andrelele sunt subțire, rochia este lungă și nu... Adică nu cred că mai am răbdare să stau să mă complic foarte mult cu partea de sus, mai ales că deja aș veni căldura și aș fi vrut totuși măcar să o îmbrac o dată de două ori până la vară. Nu știu dacă reușesc, dar eu sper că poate măcar o dată o reușesc să o îmbrac. Și atunci nu vreau să lungesc foarte mult acest proiect, da? Ok, haideți să vă arăt cum se face acest model, despre care vă povesteam eu că îl puteți aplica la orice, orice obiect vreți voi să-l tricotați, dar eu zic că de bluze merge nemaipomenit. Părerea mea, bluze legere de vară. Și acum, cum se face acest model? Să aruncăm game. Să dau camera mai aproape ca să vi-l arăt în detaliu, da? Și cam asta este modelul. Pentru el aveți nevoie de un multiplu de 3 ochiuri, da? Eu aici pe Andrele am 21 de ochiuri. Toate ochiurile în prezent la mine sunt pe față, da? Deci aici avem un rând ochiuri doar pe față. Asta ar fi începutul nostru, cum o să fie și la rochi, o să facem și noi un rând cu ochiuri doar pe față. Da? Deci astea sunt toate pe față. Și acum începem să executăm acest model. Primul ochi se ia pe Andra, nu se lucrează, da? Următoarele două ochiuri se tricotează împreună, da? Asta este marginea, practic, și așa o să fie și la noi la rochiță, da? Ok, după ce ați tricotat cele două ochiuri împreună, luați două jeteuri spre față, da? Și astea trei, următoarele, le tricotați împreună, da? Ok. Mai departe, iarăși, două jeteuri, trei ochiuri împreună, da? Eu am ales firul ăsta galben pentru că pe negru mi-e frică că nu o să vedeți exact ce fac eu aici și atunci e mai ușor dacă facem pe galben, da? Trei ochiuri am avut împreună, iarăși două jeteuri, da? Trei ochiuri împreună. Ok? Două jeteuri. E destul de simpluț modelul, iarăși două jeteuri, trei ochiuri împreună și ultimul, două jeteuri, două ochiuri împreună, ultimul ochi îl veți executa pe dos, da? Și asta a fost primul rând de model. Pe dos e simplu, pe dos tricotați toate ochiurile pe dos. Și așa o să repetăm, deci până terminăm rochia, da? Deci primul ochi se ia pur și simplu pe andrele, următoarele se tricotează pe dos, da? Jeteurile,
ochiurile pe ochiurile modelului. Am ucis gumă după candelele astea pe masă. Da? GT-ul eu întotdeauna îl iau, uitați, trag firul. Așa, că mi-e mai ușor. Știți, dacă bag Andreea în spate și după aia o traversez peste... Ah, că mi-a și alunecat, eram atentă la cameră și mi-a alunecat, da? Deci toate astea pe dos. Nimic complicat, zic eu, nu? Vedeți? Deci toate se execută pe dos. Hai să termin acest rând și să trecem la rochița neagră. Să începem și acolo. Să facem calcule și ce mai avem noi. Da? Așa. A început să se întunece afară. Este vineri după amiază când filmez eu acest video. Și deja intră soarele în mări. Da? Deci modelul este destul de simplu. 3 ochiuri împreună, 2 jeteuri. 3 ochiuri împreună, 2 jeteuri, da? Dacă vreți, puteți să faceți chestia asta mai rar. De exemplu, acum, numai al treilea rând se va repeta, da? Ca cel pe care l-am făcut anterior pe față. Dar, dacă vreți să aveți, uitați, de exemplu, cum este aici. Eu am mai tricotat un rând pe față, unul pe dos și după aia am făcut jeteurile, da? Deci am mai făcut 2 rânduri între găurile astea ca să iasă mai rare, da? Aici e la latitudinea voastră, mă repet, este la latitudinea voastră și faceți cum considerați. Haideți să trecem și la rochiță. Așa, după cum vă spuneam, eu am făcut 80 de centimetri, dar... Nu, înainte să trecem la rochiță, haideți să vă arăt ce fac eu din Alize Diva, că sigur sunteți curioase și așteptați și atunci haideți să vă arăt. V-am povestit eu un, cred că chiar în primul vlog sau în al doilea, nu mai știu, că m-am apucat eu anul trecut de o rochiță Missoni care a rămas în stadiul ei de anul trecut. Ei, între timp am desfăcut porțiunea tricotată și, după cum vă spuneam, având în cămară foarte multe fire de diferite culori Alize Diva, Silky Effect, m-am gândit eu, de ce să nu fac din ea o rochiță Missoni. Și mai ales că eu ajunsesem deja la sub brațul celei negre, o să țin de Andrele ca să nu mai fac zgomot. Am ajuns să fac asta. Ia să dau camera mai așa. Am început-o de jos și o tricotez circular, alternând culorile, da? Și făcând aici niște scăderi, astfel încât în talie, da? Ea se, vedeți? Se strâmtează. Nu știu cât se vede. O să vedeți în detaliu când o să filmez eu filmulețul, cred că chiar în următoarele zile, cu procesele lunii aprilie, da? Știți că acolo part la ce mai lucrez eu. Ei, ăsta este un mic spoiler, da? Este un proces la care lucrez în paralel cu rochița neagră. Ca să mai schimb puțin macazul, da? O să vă arăt și cum se face acest model. Nu este nimic complicat, se lucrează foarte ușor și destul de repede. Gândiți-vă că eu practic toată fusta asta am tricotat-o în, nu știu, în câteva zile, acum cât au fost zilele astea libere de Paște. Așa m-am relaxat eu. Asta este metoda mea de relaxare. Fusta este foarte amplă jos, este extrem de amplă. Dacă o strâng așa, o pun în 4, da? Tot nu încape în cameră. Este foarte amplă, am plecat undeva de la 600 de ochiuri, cred. Și tot am făcut scădere, acum mai am vreo 200 și ceva, 260 cred că mi-au rămas pe Andrele. Și am să o fac până sus,
O să o vedeți, da? Încă în partea de sus nu sunt încă foarte hotărâtă cum o să o lucrez. Cert este că vreau să o fac fără mâineci, doar pe bretele, ca să pot să o port vara, nu neapărat în timpul zilei când este extrem de cald, dar seara la o terasă, de ce nu? Iar culorile astea sunt, nu știu, știți, foarte mult timp mi-a luat până am reușit să așez ghemele astea într-o ordine. Nu știu, nu sunt convinsă că aceste culori sunt întocmai aranjate perfect ca și culori complementare, dar știți, inițial când am plecat cu albastru ăsta și după aia am pus roșu, am zis că aoleu, ce roche steau am mis aici, dar ulterior mi-am dat seama că în combinație cu celelalte care urmează în sus, eu zic că arată destul de bine. Am să vă arăt mai în detaliu, da? După cum vă spuneam, în procesele lunii aprilie. În acest moment ce pot să vă spun este o problemă, care e treaba cu asta cu multe culori, că avem foarte multe capete aici. Și atenție că alizia asta diva este atât de alunecoasă și se desfac toate nodurile și trebuie să mă apuc totuși să le cos. Să le cos bine bine și să le topesc, cum am făcut și la rochia neagră, pentru că unele dintre noduri pe care le-am făcut eu aici deja s-au dezlegat și au rămas găuri pe față. Dar o să mă ocup eu de asta cât de curând, vreau să mai fac din ele și să mai ascund să tai din toate firele astea, ca să-mi fie mai ușor la final să nu am 50 de capete de ascuns. Încă o chestie pe care vreau să vă arăt, eu număr rândurile pentru că aici chiar trebuie să fie toate liniile astea egale și mi-am pus numărătorul de rânduri pe o bandă din asta satinată și îl folosesc ca și delimitator de rând, da? Adică știu când se termină un rând și când începe altul și număr și rândurile cu ocazia asta. Deci când ajung am 10 rânduri cu o culoare. Când ajung aici la 10, recalibrez numărătorul și încep de la 1 din nou, da? Deci cam asta am făcut eu în paralel, ca să vă dați seama, cu rochia neagră, pentru că la un moment dat, într-adevăr, te obosește negru ăla foarte mult și nu poți să tricotezi non-stop negru, 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 că na, dar asta a mers foarte repede. De ce? Pentru că eram atât de nerăbdătoare să văd cum se așează de fapt culorile astea. Eu aveam ghemele, știți, puse unul lângă altul, dar nu mai aveam răbdare să le văd în lucru. Și tricotând de la ea așa, mi-a venit mie o idee, dar am zis că o să o notez pe agenda, pentru că nu mai... Ideea mea ar implica să cumpăr alte fire și vreau să tricotez tot ce am eu acum în cămară sau cât de cât să mai golesc cămara, pentru că eu am cumpărat fire vara trecută, n-am apucat să le croșetez pentru că a venit toamna și m-am apucat de astea mai groase și am zis că nu mai cumpăr fire de vară până nu mai fac din ceea ce am deja cumpărat și deja ce este pe stoc, ca să zic așa. Dar ca să vă dau o idee așa, de ce rochia asta Missoni, știți, mă gândeam că ar merge făcută în nuanțe de verde, dacă aș găsi un fir care să aibă o gamă largă de nuanțe de verde și să plec de la unul închis, chiar dacă le fac mai late, da, aceste dungi, să plec de la unul închis și să ajung la un bej sus, ce ar arăta super. Sau se pot face combinații de maro sau, nu știu, crem, portocaliu. E foarte, foarte ofertant acest model, da, de Missoni. Am să mai tricotez la rochiță și în momentul în care am să o termin, vreau să vă fac totuși un video și să vă arăt cum se face modelul ăsta și o să vă și spun câte ochiuri am luat exact și cum am făcut eu scăderile, da? Ca să știți în cazul în care vreți și voi să vă faceți una. Deocamdată nu știu cum o să fac partea de sus și am zis că filmez videoclipul după ce e gata rochița, ca să
na, să vedeți și voi la ce să vă așteptați, să-mi dau și eu seama cum, care e treaba cu firul ăsta, etc, da? Deci cam asta am vrut să vă arăt eu referitor la celălalt proiect al meu. Și acum să ne întoarcem la rochița. După cum v-am spus, noi o să facem astăzi, practic, o să începem să tricotăm partea de sus a rochiței. Până să ajungă acolo, eu am... Știți că noi avem pe Andrele acum 282 de ochiuri și ăsta verde la mine este începutul de rând. Eu am să ajung aici cu tricotatul, mai am puțin și între timp am să vă povestesc cum am făcut calculele. Ok, am împărțit cele 282 de ochiuri în două, adică o să avem câte 141 de ochiuri, da, pe față și pe spate. Și mi-am pus aici un semn, ca să știu exact cum să-mi calculez mai departe ochiurile, da? 141 de ochiuri, ok? O să fie pe față, 141 pe spate. Pentru răscureala mânecilor, eu am să vă arăt o tehnică care se aplică în general în tricotatul circular și pe care nu v-am mai arătat-o până acum, cum să faceți răscureala sub brațul astfel încât rochia să arate finisată de nota 10. Alt aspect pe care vreau să vi-l spun referitor la rochiță, eu urmează să tricotăm deja în partea de sus cu rânduri dus întors, da? Nu o să mai tricotăm circular. Așa că pentru cei care era mai dificil tricotată circular sau nu neapărat mai dificil, poate pentru cei care preferă rândurile dus întors, este o veste bună, cred eu, pentru că o să facem asta. Asta odată și mă duc să-mi iau un pahar cu apă și revin. Da? Ok. Ok, e mai bine acum. Pierdusem vocea complet. Ca și idee, eu v-am spus că am făcut 80 de centimetri de rochiță. Ea pe corp se scurtează, adică se ridică puțin pentru că lățimea ei acum este mult mai, nu mult, este mai strâmtă decât șoldul, bustul și toate alea ale corpului, da, părțile corpului. De aceea ea se mai ridică. Dar ăștia 80 de centimetri eu am probat-o. După cum v-am spus, această rochiță eu o probez îmbrăcând-o. Nu trag pe partea asta, știți, cu Andrele pe mine de jos din... ci cu partea cealaltă, că oricum este același număr de ochiuri. Eu probez și mi-am făcut o lungime astfel încât să acopere foarte puțin genunchiul, da? Adică să nu fie sub genunchi, ci pur și simplu acoperă partea de sus a genunchiului. De ce vreau să fac asta? Eu sunt minionă și vă sfătuiesc și pe voi, dacă sunteți minione, trucul ăsta o să-l vedeți foarte des, îl folosește Victoria Beckham, care are, dacă nu mă înșel, 1,50 m sau chiar mai puțin, nu mai știu, dar ceva de pe acolo. Și ca să pară ea mai înaltă și mai așa, o să o vedeți întotdeauna cu fuste acoperind puțin genunchii sau chiar sub genunchi. Bine, este și extrem de slabă, dar acest truc este foarte util pentru fetele minune, că vă arată mai înaltă, vă arată mai suplă, da? Și atunci am decis eu că această rochiță să fie așa. Acum, pentru acele fete care și-au luat deja tot 5 geme și poate nu mai vor să-și mai comande un gem sau cât mai e nevoie ca să termine rochița asta, ar mai fi o variantă, dacă aveți ori iarna trapido de altă culoare, ori alize diva,
se faceți mâinicile și partea de sus de altă culoare, fără nicio problemă. Crem, bej, alb, ivoar, deci sunt, nu știu ce culoare preferați voi, puteți să faceți și o combinație de genul ăsta. Eu totuși am să fac complet neagră. În momentul în care o să ajung spre finalul celui de-al cincilea gem, am să plasez comanda. Până atunci nu o plasez pentru că chiar vreau să văd cât, nu-mi dau seama acum, tricotând o circular și atât de multe ochiuri, nu-mi dau seama dacă mi-ar trebui un gem sau încă un gem și jumătate, vedem, da? Și acum o să ajungem la semnul nostru de la sub braț și o să vă arăt acea tehnică despre care vă povesteam eu, da? Care se folosește în tricotatul circular. Ce pot eu încă să vă spun? Ața asta, iar iarnă rapidă, este un fir totuși destul de ieftin. Și am găsit destul de multe noduri în ea. Cred că v-am mai menționat eu un ceea ce nu mi-a plăcut și m-a determinat să rup, practic să tai firul și să încep din nou cu bucata bună, da? Cum, ca și în tehnica aia de trecut de la un gem la altul. Dar în același timp, na, este o ață accesibilă, nu pot să-i cer mai mult de atât, ok? Haideți să facem răscroiala. Ce facem acum? Știi, v-am spus că am împărțit, da, partea din față și partea din spate, mi-am pus un semn câte 141 de ochi. Pentru modelul nostru avem nevoie de un multiplu de 3 ochiuri. Asta odată. Acum, ca să ne iasă sub brațul frumos, noi aici o să închidem 10 ochiuri, da? Deci 10 ochiuri aferente mâinicii drepte și mâinicii stângi, da? Cum o să le închidem? Hai să dăm mai aproape. Așa, haideți că avem lumina ok, zic eu. Le închideți. Ia să mut totuși așa, da? Poate mai bine așa, nu? Așa. Le închideți simplu, da? Am închis două ochiuri împreună. Un ochi. Două. Trei. Patru. Cinci. Șase. 7, 8, 9, 10, da? Am închis aici 10 ochiuri, ok? Semnul de început de rând o să-l scot, nu mai avem nevoie de el și nici nu o să mai avem nevoie. Mai departe, iar să mut camera înapoi, până la celălalt semn, da? Deci care ne-au despărțit ochiurile astea în două, o să tricotăm circular așa cum am făcut până acum, un ochi pe față, unul pe dos, da? Ok, hai să tricotăm și între timp să vă mai povestesc eu ceva. Până la semn. Închiderea asta de ochiuri, sau cum să vă zic mai bine, răscureala asta care se face aici la sub braț, o să arate bine în momentul în care o să prindem ulterior mâinecile, da? O să le coasem de partea asta. De aceea se face închiderea asta, să arate mai bine și mai elegant și mai, nu știu, să mai bine închegată rochea, să zic așa, și croită. Știu că la multe fete sunt destul de în urmă cu, nu neapărat în urmă, că au mai lucrat fetele și alte obiecte și mi-a zburat un ochi. Iarăși trebuie să-l
Eu v-am arătat cum se ridică ochiurile. Oare? V-am arătat? Cum le ridic eu? Deci mi-a scăpat un ochi. Aici. În două rânduri. Vedeți? Am două rânduri. Și ce fac? Dau firul ăsta în spate. Eu am ochiul pe dos. Iar ăsta, primul fir, îl trag ca și cum aș tricota ochiul. Îl trag prin... Așa, vedeți? Vedeți ceva? Ia stați. Vă arăt iarăși. Întorc ăsta. Așa. E negru și nu se vede. Vedeți că încercăm cu următorul. Da? Să zicem că v-a scăpat ochiul, cum am pățit eu aici, da? Eu aici am un ochi pe dos. Introduc Andreaua în ochiul ăsta și încerc și trag. Puteți să faceți chestia asta și cu croșeta. Trag de firul ăsta, da, în sus și practic îl tricotez la loc, da? Și după aia continui lucrul. Nu vă apucați să desfaceți tot rândul pentru un ochi pierdut, da? Ridicați cu croșeta sau cu Andreaua la loc pe șirul vostru indian. Așa, să ne întoarcem la ce vă povesteam eu. Sunt multe fete care au rămas cu rochița în stadiu de început pentru că le-au întârziat firele sau, nu știu, poate că au început-o chiar ele mai târziu din motive obiective, că sunt multe care tricotează și alte chestii, adică cu siguranță. Vedeți, iarăși am dat aici de o chestie care am să o las eu aici în spate frumos și am să o cos după aia, am să rup fie bucata de fir. Îmi continui să tricotez cu firul ăsta, da? Așa. De aceea, chiar dacă ați rămas în urmă cu lucruri, nu ezitați, puteți să mă întrebați pe Facebook orice moment, da? Dacă, de exemplu, am ajuns până la sub braț și voi că sunteți pe undeva pe la mijloc, întrebați-vă și am să vă răspund la orice întrebare. Hai că termin, ajung și la sub brațul celălalt și revin. Dragii mei, în momentul în care am ajuns la al doilea semn, o să închidem și aici 10 ochiuri, scot semnul, 10 ochiuri de la sub brațul celălalt al mânecii noastre, cum am făcut și dincolo, da? Deci avem 1, 2, 3, 4, aici nu vă mai arăt în detaliu pentru că știți deja, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, da? Așa, am închis 10 ochiuri, aici până la răscureala asta de aici, continuați și tricotați un ochi pe față, unul pe dos, iar în momentul în care o să ajungem aici, o să ne întoarcem deja, da? Și o să lucrăm fața separată de spate. Din ce am observat, dragii mei, am văzut că nu m-ați mai întrebat nimic. Eu vă rog de fiecare dată, în vloguri, să-mi lăsați întrebări de desubt ca să știu ce să vă mai spun în următorul vlog referitor la rochiță, dar acum o să avem activitate destul de intensă și zic eu că o să avem despre ce să vorbim, mai ales că acum în partea asta cu partea de sus o să fie foarte multe explicații de făcut, dar eu de asta fac vlogurile astea, ca să tricotăm aici pas cu pas, da, dragii mei? Ok, haideți să... O să montez totuși acest video ca să nu iasă de 2 ore. Eu am să ajung la capăt aici. În momentul în care ajungeți la capăt, o să vă întoarceți făcând un rând cu doar din ochiuri pe dos, da? O să vă întoarceți până înapoi aici. Și din acel moment o să începem să lucrăm partea din față, da? Eu o să închid camera
acum o să îmi fac rândurile astea și o redeschid în momentul în care ajung înapoi aici, da? Ca să vă explic, să aveți ce face pentru săptămâna viitoare în cazul în care sunteți în același timp cu mine, da? Ați ajuns la același moment, ok? Așa, dragii mei, după cum am stabilit, eu am ajuns cu rândul până aici, m-am întors doar cu ochiuri pe dos. Ia să vă arăt mai aproape. Deci aici avem un rând practic doar din ochiuri pe față, da? Iar aici sunt doar ochiuri pe dos. Se vede? Nu știu. Sperăm că se vede. Și am ajuns cu firul, da? Practic înapoi. Acum o să începem să facem răscroiala mâinecii și să tricotăm modelul nostru. Repet, acum facem fața rochiței noastre. Și cum vom proceda? Vedeți, aici avem răscroiala mâinecii. Primele 11 ochiuri le veți face pur și simplu pe față, da? Ochiuri pe față. Voi pe Andrele acum ar trebui să aveți și pe față și pe spate 131 de ochiuri, da? Pentru că voi ați închis 10 aici, practic și de o parte și de alta, și atunci nouă ne rămân aici 131 de ochiuri. Și facem 11 ochiuri pe față, da? Aici. De ce facem mai, nu începem modelul direct? Pentru că noi urmează să mai facem niște scăderi pe laterale și ca să fie mie mai ușor să vă explic și să arate și frumos rochia, o să păstrăm cele 11 ochiuri aici pe față, da? Deci avem 6, 7, 8, 9, 10, 11, da? Avem 11 ochiuri pe față. În acest moment începem să tricotăm modelul. Ia, să vedem așa. A, se vede și mai bine așa. Cum facem asta? Eu v-am arătat mai devreme. Două ochiuri împreună, da? Două jeteuri spre față, da? Următoarele, doar primele sunt două, următoarele trei împreună, da? Haideți, așa, eu sunt atentă la cameră, ok, mergem mai departe ca să fie focusul mai, iarăși, două jeteuri spre față, trei ochiuri împreună, da? Două jeteuri spre față. Dacă nu vă este clar aici, dați înapoi filmulețul și uitați-vă cum v-am arătat la galben, da, cam așa arată. Am să-l pun și pe cel galben așa, ca să îl vedeți cam cum ar trebui să vă iasă, da? Și continuați așa până la capăt, iar în capăt iarăși o să lăsați 11 ochiuri doar pe față să le tricotați, da? Atenție ca ultimile două ochiuri să le luați două, da? Nu trei, adică ultimul set de floricele. Pentru aceste floricele de pe mijloc, să le zicem, rămân practic 99 de ochiuri, pentru că voi aveți 131 pe Andrele. Dacă lăsați 11 pe față de o parte și 11 pe cealaltă parte, practic voi să rămâneți cu 99 de ochiuri pentru modele, da? Pentru modelul în sine. Așa. În timp ce eu o să montez filmulețul ăsta, poate mai apuc și mai tricotez ceva și la final am să vă pun poze ca să încerc să vă fac niște poze mai în detaliu, dacă reușesc pe negru ăsta, ca să vedeți exact cum iese, da? Acum o să tricotăm cu rândul dus întors, da? Față separat, spatele separat, mă repet, ca să fie mai clar. Da? Cam așa iese
două jeteuri, trei împreună, două jeteuri, trei împreună. Hai să ajung și eu la capăt și vă arăt ce facem în continuare și o să încheiem, vă las tema pentru acasă și o să încheiem filmulețul aici, deja este extrem de lung. Am ajuns aproape de răscruiala cealaltă mânci și vreau să vă arăt aici la final. Da? Deci avem trei ochiuri împreună. Da? Numărați câte trebuie să vă rămână, 11. Iar acum luați două, da? Este finalul. Și aici mai rămân 3, 6, 9, fix 11 ochiuri pe andrele, da? Pe care le cutați pe față. Acum ce o să facem, dragile mele, nu mai are sens să vă mai arăt așa detaliat. Pe dos, acum când o să vă întoarceți, da, tricotați toate ochiurile pe dos. Foarte simplu, jeteurile și ochiurile ca atare. Dar, de ce am păstrat cele 11 ochiuri pe lateral? Adică am modificat lumina ca să fie mai vizibil. Aici, până la model, noi avem, da, 11 ochiuri pe față. Aceste 11 ochiuri pe față, noi o să le închidem. De fiecare dată când o să ajungeți cu rândul pe față, lăsați primul ochi, astea două le tricotați împreună, da? De fiecare dată când ajungeți cu un rând pe față. Până o să ajungeți, să vă rămână pe andrele fix ochiurile de care aveți voi nevoie pentru modele, da? Deci o să vă rămână practic 1, ochiul ăsta, da? Și astea de aici, da? Deci ăsta îl păstrați. Iar astea două pe care noi le-am tricotat împreună și o să transforme tot în două, având în considerare acest jeteu, o să rămână și astea, da? Deci, practic, voi o să eliminați toate ochiurile astea de aici, adică 10 în total, da? Deci, de fiecare dată, în fiecare rând pe față. O să vă inserez eu totuși poză ca să înțelegeți mai clar la ce fel de scăderi mă refer. În momentul în care și de o parte și de alta o să eliminați cele 10 ochiuri, o să continuați să tricotați în sus cu modelul până o să ajungeți la răscroiala gâtului, da? Eu, ca să ajung la răscroială, mie în general îmi trebuie cam 20 de cm pentru constituția mea să tricotez, da? O bucată de 20 de cm. Dar dacă voi sunteți mai mare sau mai mică, probați-vă pe voi și vedeți, da, de la sub braț cât tricotați în sus până vreți să faceți rotundul de la gât, da? Ok. Haideți că vlogul de astăzi zic eu că a ieșit destul de lung și sper că a fost și explicativ. Dacă ceva nu m-am exprimat cum trebuie sau undeva n-ați înțeles, lăsați în comentarii de desubt. Eu vă pup și o să vă aștept în următor videoclip cu drag, iar acolo noi o să vorbim, deja o să facem răscruiala gâtului și o să ne apucăm de spate. Ce vreau eu să vă spun, că răscruiala din față, rotundul, rochea, eu am luat-o în considerare la baza gâtului, dar o să vă povestesc eu mai mult în videoclipul de, cred că, viitor. Haideți să ajungem până acolo, da? Continuăm cu modelul ăsta și ne revedem data viitoare. Vă pup! Nu uitați că este păcat să vă irosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere. Vă doresc un weekend minunat și spor la lucru. Pa, pa!